Bună dimineața! M-am trezit destul de devreme pentru că a fost nevoie să pun ultimele detalii la vlogul pe care tocmai ce l-am postat. Și acum zic să mă duc să pregătesc ceva pentru micul dejun, pentru că mi-este foarte foame și nu funcționez dacă nu mănânc micul dejun. Asta este micul prânz. După cum vedeți, îmi place foarte mult pâinea și speram ca oul să iasă moale ca să pot să mănânc cu bruschete așa să-l moi, dar nu s-a întâmplat. Mi-am făcut și un iced tea, mă rog, s-au topit cu bulețele. Sper să mai reușesc să fac câte ceva astăzi, pentru că mai am un examen săptămâna viitoare. E o prezentare orală și, mă rog, trebuie aduse anumite completări la proiectul respectiv. Mai ales că pentru mâine mi-am pregătit o mică escapadă într-un oraș aici în Danemarca. Mă duc în Odense, în orașul în care s-a născut Hans Christian Andersen și sunt foarte, foarte entuziasmată pentru că au foarte multe muzee dedicate lui și, ei bine, mie îmi plac muzeele extrem de mult și în copilărie basmele lui Hans Christian Andersen au fost preferatele mele. Le aveam și pe casete și cărți și DVD-uri. De asta, să zicem că Mica Sirena, de exemplu, nu este unul dintre desenele mele Disney preferate. Și va fi prima dată când ies din oraș, de când, dinainte să înceapă pandemia, de fapt, și sunt foarte entuziasmată, o să recunosc, abia aștept să mai ies puțin în lume. Și am zis că vreau să profit puțin de ce are Danemarca de oferit și cu speranța că poate până mă hotărăsc să vin în România să se ridice izolarea la domiciliu și pentru cei ce vin din Danemarca ar fi excelent, momentan nu ne încadrăm. Ok, o să mă pun să lucrez puțin și vorbim mai târziu. Hai și puțin soarele și am zis să ies în parc. Este foarte, foarte comun ca danezii să iasă să se bronzeze în parc. N-are nimeni nicio treabă cu tine, poți să ieși să fii în costum de baie. Nu interesează pe absolut nimeni. Ceea ce mi se pare fascinant, mi se pare foarte mișto, pot să stau liniștită. Parcul de lângă mine are niște platouri și practic nu stai exact pe drumul pe care trece toată lumea, ci ești undeva mai la înălțime și nu te vezi. Asta mă face să mă simt puțin mai confortabil, lumea se mai și joacă, au diverse jocuri, e super, super ok și mă simt super liniștită, nu mă deranjează nimeni, nu vine nimeni să se dea la mine sau să zică chestii urâte. Asta cu siguranță n-ar fi acceptat în România sau dacă ar fi social acceptabil să faci asta, cu siguranță nu ai avea liniște. De aceea profit de soarele pe care le avem și mă duc să stau puțin la soare. Bună dimineața! Este destul de devreme, mi-am pus un bol cu cereale să mănânc înainte să plec. Și între timp voiam să vă spun puțin despre cum este să călătorești singură în Danemarca. Eu m-am făcut un videoclip de genul ăsta când am fost la Roma anul trecut, parcă. Dacă nu mă urmăriți de foarte mult timp, probabil nu știți, dar eu obișnuiesc să călătoresc singură foarte des. Cred că am călătorit mai mult singură decât cu altcineva și nu mă deranjează absolut deloc, îmi place foarte mult. Știu că multe persoane sunt sceptice pentru că, nu știu, mai ales femeile nu se simt în siguranță, le este teamă și sunt persoane care cred că se plictisesc sau se vor plictisi. În fine, mie îmi place super mult. Consider că e ceva ce ar trebui oricine să facă cel puțin o dată în viață și pe lângă asta mie îmi place foarte mult pentru că îmi place pur și simplu să mă duc să vizitez locurile pe care vreau să le vizitez și să fac lucrurile pe care vreau să le fac și să merg pe jos până îmi pică picioarele, pentru că îmi place să merg foarte mult pe jos. Și pur și simplu, îmi place să fac lucrurile în felul meu și ținând cont de faptul că sunt un control freak,
îmi place să am timpul meu ca să explorez și să văd ce vreau să văd în orașul pe care îl vizitez. Am fost și în Danemarca, nu știu dacă am fost singură până acum, acum cred că e prima dată. Bine, am venit aici în oraș singură și am explorat orașul mai mult singură și am fost și în Copenhaga singură, dar nu am explorat pe cât de mult aș fi vrut. Vreau să văd mai multe lucruri, dar planificasem să mă duc vara aceasta în Copenhaga, dar momentan cu virusul și așa e destul de riscant, mai ales că e foarte un oraș destul de aglomerat. Dar să zicem că această escapadă în Odense este așa prima, mai hardcore, așa, care mă duc, vizitez, explorez și ce fac. Ca să fiu sincer, aici, în Danemarca, nu mi-e frică să merg singură pe stradă, nu sunt zone foarte dubioșele, nu am fost în zone extrem de dubioase care să-mi inspire nesiguranță. Mai ales că vara se întunecă foarte, foarte târziu, adică nici noaptea, în toiul nopții, nu este întuneric. De tot. Este în continuare puțină lumină. Dar și înainte umblam singură, brambura, așa, până târziu. Pentru că nu știu, mă simt în siguranță aici. Sunt aici de un an aproape. Oh, wow! Și am umblat în general mai mult singură. Și în oraș și pe peste tot. Și nu am avut parte de nicio interacțiune ciudată sau dubioasă sau să fiu abordată pe stradă, random și așa mai departe. Nu am pățit nimic de genul ăsta. Și evident că asta îmi dă o oarecare încredere în oamenii de aici. Ce obișnuiesc să fac când călătoresc singură și ceva ce e și ca o măsură de precauție, nu, acum sunt obișnuită cu ea și nu prea am considerare țara în care sunt, adică o fac oricum, chiar dacă e o țară mai sigură sau poate mai puțin sigură, fac în continuare. Încerc să nu par turistă. Deși fac poze și chestii și așa, încerc totuși să nu par pierdută. Asta e, cred că, unul dintre cele mai importante chestii pe care am învățat. Încerc să nu... Ca de exemplu, dacă e să folosesc Google Maps și să mă uit după ceva, încerc să închid ecranul imediat și să îl aprind din nou mai târziu sau ceva să mă uit. Pentru că nu vreau să dau de bănuit că, băi, e turistă, umblă cu Google Maps și așa, nu vreau să pară că sunt pierdută în spațiu, nu vreau nimic de genul ăsta, vreau să pară că știu unde mă duc, știu ce vreau să fac. Și evident că nu e cazul, în multe situații mă pierd sau nu știu unde mă duc sau nu înțeleg unde mă duc. Și asta cred că e unul dintre cele mai importante aspecte, încerca să nu păreți pierdute în spațiu. De asemenea, încerc să am grijă pe cine întreb, dacă întreb informații. De cele mai multe ori încerc să întreb, de exemplu, dacă mă duc la un muzeu sau ceva, sau întreb la magazine din zonă, dacă, nu știu, știe unde este X lucru. Se întâmplă destul de rar să cer indicații, pentru că, e bine, Google Maps știe tot, dar dacă se întâmplă să fie nevoie să cer indicații, încerc să cer în locuri, încerc să nu întreb oameni random pe stradă. Și dacă întreb oameni random pe stradă, îmi pare rău, băieți, dar asta este, societatea ne-a făcut să fim astfel, încerc să întreb fete, femei, pentru că mi-inspiră mai multă încredere, știu, este o oarecare prejudecată pe care o am, dar prefer să fac asta. Și de asemenea, e un moment al zilei în care deja începi să obosești și practic îți e foarte greu să te mai orientezi, îți e destul de dificil să, nu știu, începi să ai mici panici de genul ăsta. Pentru că pur și simplu nu îți mai funcționează creierul, îmi place mie să zic. De exemplu, mica mea panică este să nu ajung la timp la gară sau la autobuz. Deși nu se întâmplă niciodată asta, pentru că sunt precaută și mi-au o marjă de eroare destul de mare. Adică, nu știu, să zic că dacă trenul meu pleacă la 7:30, eu la 7 sunt în zonă sau la gară. Și mai ales când te prinde oboseala, e foarte, foarte dificil să te orientezi. Faci chestii de-astea stupide și te panichezi din nimicuri. Și mie mi se întâmplă destul de des. Adică mai ales când e târziu și așa, pur și simplu, obosesc și nu mai pot să mă concentrez, nu mai orientez cum trebuie și nu stau foarte bine la orientare și mă descurc. Și asta cred că e partea cea mai nasoală când vine vorba de călătorit. E partea aia, nu-mi place mie să mă gândesc că dacă pierd trenul, dacă se întâmplă ceva, dacă nu am ajuns unde trebuie, dacă nu sunt la stația care trebuie și așa mai departe. Se întâmplă. Mi s-a întâmplat și în Berlin,
ca de exemplu nu reușeam să iau bilet de metrou și nu știam cum să ajung la stația de autobuz, care era foarte departe. Și nu înțelegeam cum naiba sunt biletele alea, nu înțelegeam ce fel de bilet trebuie să-mi cumpăr. N-avea niciun sens, era foarte, foarte dubios, în fine. Și să fim serioși, am fost în New York, am fost cu metrou acolo și ăsta din Berlin mi-a dat mindfuck. Mai ales când intervine oboseala, deja nu mai gândești cum trebuie. Și asta e un aspect de luat în considerare și să țineți cont că se va întâmpla asta și că o să aveți mici panici și că e bine să vă luați o marjă de eroare când trebuie să plecați, pentru că, evident, după o zi lungă deja nu mai ai energie. În rest, nu știu ce altceva. Dacă aveți întrebări, mi le puteți lăsa în comentarii și vă pot răspunde. Cu cât am călătorit mai des singură, ca de exemplu, cred că prima dată am ajuns singură cu... Bine, în afară de România, unde, mă rog, e ușor să mă descurc. Cred că prima dată am ajuns, am picat singură așa în necunoscut, în state. Și cu cât călătorești mai mult singură, cu atât prinzi mai multă încredere și mult mai ușor să te adaptezi la anumite situații și în anumite țări. Nu știu, mie, v-am zis, îmi place enorm să călătoresc singură. Mi se pare o chestie perfectă pentru mine. Pur și simplu fac ce vreau, când vreau, cum vreau. Nu trebuie să dau explicații nimănui, nu trebuie să mă iau după itinerariul altcuiva, îmi fac singură itinerariul. Și, ca să fiu sinceră, m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult ca persoană, adică am mai multă încredere în mine, am mai multă încredere în capacitatea mea de a mă adapta undeva, am mai multă încredere în instinctul meu și în capacitățile mele de orientare. E o experiență interesantă și v-am zis, cu cât călătoriți mai mult singur, cu atât o să vedeți că descoperiți lucruri despre voi sau se dezvoltă anumite aspecte ale identității voastre. Și ca să fiu sinceră, fără să pară că sunt nasoală, uneori aș alege mai degrabă să călătoresc singură decât să călătoresc cu altcineva. Să zic că, ok, eu în regulă să călătoresc cu încă o persoană, dar deja când este un grupuleț, e foarte enervant, pentru că X vrea să meargă nu știu unde, Xulescu nu vrea să meargă nu știu unde, cuiva îi este foame, altcineva se baită de picioare și așa mai departe. Și cine are nevoie de chestii de-astea când ai câteva ore să explorezi un oraș? Hai să fim serioși. Mai ales că e vorba și de ce așteptări are cineva dintr-o excursie. Sunt persoane care vor să se relaxeze, sunt persoane care vor să exploreze. Eu sunt genul care explorează dacă vreau să mă relaxez, nu știu, o fac acasă sau o fac... Îmi fac o vacanță special și mă relaxez și nu fac nimic altceva. Dar nu se întâmplă asta niciodată. Mie îmi place să văd cât mai mult. Și de aceea e destul de dificil să ajungi la un consens cu altă persoană, dar mai ales cu un întreg grup. Ok, o să mănânc, că deja s-a făcut terce aici și o să încep să mă pregătesc. Sunt gata, mi-am pus un ruj roșu, nu știu, am simțit ca și cum ar trebui să port un ruj roșu astăzi. Părul meu este un dezastru total, m-am spălat aseară și foarte înfoiat. Și ar trebui să ies pentru că autobuzul ar trebui să vină în vreo 3 minuțele. E o vreme absolut superbă, acum mă duc spre stație, m-am oprit până la gară și am intrat la un mic magazinaj să iau, mi-am luat un wrap pentru că acasă nu prea mai am mâncare, mai zic că încep să golesc tot. Și am luat și ceva de ronțăit, niște ciocolată, pentru că e un drum destul de lung. E vreo 3 ore, deci trebuie să mă țin cât de cât ocupată. Am ajuns, am coborât din autobuz și acum mă duc spre centru pentru că este puțin de mers până în centru. Ok, deci am luat bilet și am 5 muzee incluse, acestea sunt. Și acesta este primul muzeu. Thank you.
Zeul a fost tare interesant. De fapt, toate au fost interesante până acum, dar spre rușinea mea, pe cât de mult îmi plac basmele lui Huskusy Anderson, nu știam foarte multe despre el. Și dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil știți că mi-e place să merg la muzee și chestii. Citesc. Sunt persoana care stă în fața panourilor și le citește. De asta, în general, știu tot felul de chestii random. Am ceva, mai multe noțiuni în ceea ce privește anumite subiecte, dar știu random facts așa, doar pentru că mă duc la muzee și citesc chestii random. Și asta pare că oamenilor li se pare interesant, așa că, bine, nu mă deranjează ideea. Este și o statuie cu Huskusy Anderson, cum stăie stând pe bancă și m-am întors din drum pentru că eram aproape și am plecat din zona respectivă și a fost nevoie să mă întorc pentru că nu puteam să plec fără o poză și da, acum că am luat foame. Noua parte a muzeului, să fie super, super frumos. Hărți, profit de ele și le urmăresc așa old school ca să mai folosesc telefonul și să-mi economisesc bateria. Și o mică pauză, exact aici lângă castel, pentru că nu mai pot, am obosit. Am mers non-stop, m-am gândit că nu o să-mi ajungă timpul și că ar trebui să mă grăbesc și se pare că n-a fost nevoie să mă grăbesc, doamne, pur și simplu, s-a absolut oribil. Și acum mai am în jur de o oră jumătate până pleacă trenul și... Este 10:30, iar cerul este așa. Se întunecă extrem de târziu aici și uneori nu se întunecă suficient atunci când te culci și trebuie să, dacă ai probleme să dormi când e lumină, e foarte nașpa. Bună dimineața, dragilor! Am decis să închei acest vlog aici, nu știu exact cât material am.
Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit, vă pup și ne revedem curând. Pa, pa!